o măsură care nu se impune în contextul actual în care România oricum își caută puncte de reper economic, cu atât mai mult cu cât în acest moment nu există o alternativă viabilă la desființarea acestor regiuni. Împreună cu colegii mei și cu colegii din toată țara am reușit să adunăm niște materiale prin care să sesizăm că desființarea regiunilor va crea un fenomen de a destabiliza într-un fel economia României. Vrem transparență, vrem să știm și noi ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu oamenii care au venit, nu doar deregionalizăm și gata. Astea sunt nemulțumirile noastre. Se vor desfința foarte multe locuri de muncă, nu știm care va fi situația exactă, nimeni nu ne spune nimic. În funcție de cum consideră ei că ne aflăm în situația asta de gravitate sau nu. Deci asta este ideea, de asta suntem aici, de asta ați fost mandatat să veniți, eu să vă pun la dispoziție materialele, mergeți, spuneți la colegi, modul în care ei vor protesta mai departe, este alegerea lor, până în momentul în care legal vorbim, putem să desfășurăm celelalte forme de protest.